Hristos s-a înălțat. Face parte din tradiția noastră a românilor ca odată cu sărbătoarea creștină a înălțării Domnului să ne omagiem eroi pentru a păstra vie amintirea faptelor lor de curaj și pentru generațiile următoare. Ziua de astăzi, înălțarea Domnului, coincide cu ziua eroilor. Este sărbătoarea demnității neamului românesc. Ziua înălțării Domnului a devenit de multă vreme o sărbătoare a neamului românesc. Neam românesc, purtător de cruce și iubitor de înviere. Cinstind memoria marilor noștri înaintași, venerându-ne eroii, facem dovada că jertfa lor nu a fost în zadar, înțelegând că demnitatea lor a ajuns astăzi poporului nostru. Astăzi recunoaștem în adâncurile ființei noastre naționale unde năsând izvoarele noastre istorice. Pentru generația de astăzi, ziua eroilor nu trebuie să rămână doar o zi comemorativă. Să arătăm iubire de neam și de patrie, ci trebuie să fie o zi a angajamentului solemn în fața lui Dumnezeu, că vom lupta în continuare, poate cu altfel de arme, poate pe altfel de câmpuri, dar trebuie să ne apărăm identitatea spirituală și națională. Dumnezeu să primească jertfa lor curată în altarul împărăției sale, iar nouă să ne dăruiască puterea de a fi urmași destoinici și pricepuți păstrători a idealului pentru cei care au luptat și căzut. Activitatea noastră de astăzi este una complexă. Debutează cu un program artistic organizat de elevii școlii gimnaziale Scarlat Longhin, coordonat de doamna profesor Lunanu, apoi ansamblul dat într-o tușene, pentru că apoi în jurul orei 12 să se oficieze slujba religioasă, urmată de depunere de coroane. Da, Hristos s-a înălțat și bine ați venit la Ziua Națională a Eroilor din localitatea noastră Dofteana. Aș vrea să vă spun și să vă amintesc tuturor pe acest monument care a fost construit în anii 1930, pe perioada majestății sale Mihai, a fost construit acest monument al eroilor și inaugurat tot într-o zi de înălțarea Domnului la ceruri. Vă spuneam cu mulți ani în urmă, primul eveniment de când sunt în funcție, care l-am sărbătorit împreună cu dumneavoastră, a fost în anul 2009, la înălțarea Domnului la ceruri, moment în care atunci vă spuneam că avem 163 de eroi care sunt trecuți pe aceste plăci, eroi din cele două războaie mondiale și războiul de independență. Evidența noastră la Primăria Comunei Dofteana, pe care o avem din cele două războaie mondiale și războiul de independență, erau în viață în anul 2009 128 de veterani și văduve de veterani de război. În 2010 118, în 2011 103, în 2012 97, în 2013 79, în 2021 am rămas doar cu 15. În 2022, 8. În prezent avem doar 5 văduve după veterani de război. Ultimul veteran de război a decedat în anul 2021, Costache Ion din satul Largă. Deci, comemorăm acești
veterani de război, dar astăzi mai avem doar 5 văduve în urma veteranilor de război. Cu regret vă spunem, pentru faptul că timpul trece, uitați, s-a pierdut în 14 ani aproximativ 8-9 până în 10% care au plecat la cele veșnice. Nu aș vrea să vă rețin prea mult, mulțumindu-vă tuturor societăților comerciale, partidelor politice care astăzi ați venit alături de noi, împreună cu acele coroane de flori care le aduceți la Monumentul Eroilor, cinstim eroii din localitatea noastră și nu numai, inclusiv eroii cunoscuți și necunoscuți care sunt presărate în mai multe cimitire din România. Vom da cuvântul copiilor noștri de la școli. Uitați că copiii nu sunt în grevă, copiii au venit astăzi, s-au îmbrăcat suficient și destul de frumos, pentru care îi și felicit. Vreau să felicit inclusiv cadrele didactice care astăzi s-au prezentat aici pentru a comemora eroii din localitatea noastră, dar nu pot să-i felicit pe acei care stau acasă și pun acele motive spunându-ți faptul că dacă ieșim să comemorăm eroii, ne numim spărgători de grevă. Nu. Înaintașii noștri au fost acei care, datorită lor, noi astăzi suntem aici. Și nu avem noi bunăvoința, că altfel nu există, să-i comemorăm la adevărata dumnealor valoare. Doamna viceprimar, vă rog să preluați microfonul și să dați cuvântul acelor copii, acelor copii minunați. Cistim cu voieșie ai neamului român eroi. Din nou jertfirea lor cea vie aprinsă este peste noi. Din nou cu praznicul înălțării al Domnului Mântuitor. Sărbăm în orice colț al țării pe cei eroi cântând în cor. Cu mari, cu mici, în mâini purtând frumoase flori viu colorate, venim mari imnuri dedicând celor martiri ai țării toate. De-a lor nume ne amintind, mult tămâiem a lor morminte, iar credința lor cinstim, o lăudăm cu mari cuvinte. În istorie mi-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec istoric pătrând ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec istoric pătrând ca unirea, voi compatrioți ascultați. Ce batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori, așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecător. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, cotarul ne trebuie să zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-ar fi să ne îngropăm de vin. Să rece Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Toți eram regimente române, Mătoba, Muntenia, Ardeal. Firească unire cu patria mumă, a fost cel mai sfânt ideal. Firească unire cu patria mumă, a fost cel mai sfânt ideal. Cinci batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori, așteaptă izbânda, vă așteaptă și
și frații cu inima la trei culori. Pe la troițe, monumente, un trup și duhuri toți uniți, cuprinși de sfinte sentimente, îi prăznuim voioși văliți. Prin chinul lor, prin suferința, de ei purtată în suspin, păstrată în patria credința, zdrobind atacul cel străin. Copii micuți, tineri soldați, părinți, preoți și creștini, bătrâni, tâni, țărani, sărmani, bogați, luptat au fiind de râvnă plin. La Mărășești, la București și la Vaslui, ori la Rovine, trudeau marcete românești, prin țării lor doar ce e bine. În mii de colțuri, sate mii, în mii de uliți, ori orașe, luptau românii noapte zi, gonind oștirile vrăjmașe. Eroi a fost, eroi sunt încă și-or fi în neamul românesc, căci un sunt gradin tare stâncă, românilor și unde cresc. E vița voastră făurită de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oțelită, cu minți deștepte și unul e ceva cel harnic, iar celălalt Traian cel drept. E pentru vatra lor amarnic, au dat cu atâția dușman pierd. Și din așa părinți de seamă, înveți o naște luptător, ce pentru patria lor mamă, vor sta ca vrednici următor. A fost eroi, a fost și încă o să mai fie, ce-or frânge dușmanii cei răi, din coasta Daciei și-a Romei, în veci, în veci, s-or naște pui de lei. Și pentru ce? Ce-au voit? O țară demnă și frumoasă, un neam, un crez liber vădit, o viață dreaptă și aleasă. Nu s-au luptat pentru averi, nu pentru vile ori palate, nu pentru ranguri ori puteri, ori mari numiri nenumărate, ci s-au luptat pentru dreptate, pentru a țării liberare, spre cinste și spre demnitate și a credinței apărare. Trecută onii chiar o sută, marea unire nu se uită, că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Că s-a strigat cu voce tare, trăiască România mare. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, vivat să trăiască. 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Mergeau la Alba rând pe rând și toți aveau același gând, să se unească fras cu fras cu toți românii din Carpați. Să se unească fras cu fras cu toți românii din Carpați. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, vivat să trăiască. 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Azi România straie o tare, se îmbracă-n strai de sărbătoare și își cinstește bravii eroi, de-un secol îi cinstim și noi. Și își cinstește bravii eroi, de-un secol îi cinstim și
noi. Transilvania, Moldova, țara românească, România noastră mare, vivat să trăiască. 918 ne-a unit pe toți, pe munteni, pe moldoveni și bravii noștri morți. Sub coroana României s-a făcut unirea și aducem armate noastre toată prețuirea. N-avem cum schimba istoria, trebuie să știm pentru cine suntem astăzi, toți le mulțumim. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru momentul de mare încărcătură emoțională, moment pregătit de elevii școlii gimnaziale Scarlat Longhin Dofteana, mai bine zis de elevii școlii Larga și școlii Dofteana, grup coordonat de inimoasele profesoare, doamna profesoară de muzică Lungu Ionela, doamna profesoară de limba engleză Alina Vâță și doamna profesoră de limba și literatura română Dana Chițigoi. Vă mulțumim încă o dată. Cred că aplauzele noastre sunt multe, nici pentru gestul făcut de dumneavoastră. Mulțumim! Foarte mulți dintre dumneavoastră știți, sau poate nu știți, că la nivelul Comunei Dofteana funcționează un ansamblu, ansamblul dat într-o tușene, coordonat de familia Vasile și Sorina Gâtu, pe care îi invităm în fața domnilor voastre pentru a ne prezenta un frumos program artistic. Un ansamblu în care vedeți de la copii de grădiniță până la familiști convinși, pentru că avem printre membrii ansamblului și familii cu copii, copii la grădiniță, copii la școală. Vă ascultăm! Thank you.
Vrem liniște în țară și pace în lume, dar dacă ar veni vreo blestem, Carpații și frații sări vor ca unul în mânt, Comandantul Suprem. Carpații și frații sări vor ca unul în mânt, Comandantul Suprem. Românii să cerem drept, cum să spunem tot ce avem în noi, căci libertatea este sfântă și Dumnezeu este cu noi. Căci libertatea este sfântă și Dumnezeu este cu noi. Măi, române, măi,
că stau risipi sub glie, toți stăpânii în vecie, măi, române, româna. Măi, române, românași, măi, române, măi, române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi, române, românași.
Mulțumim membrilor ansamblului dat într-o Tușene. Mulțumim pentru efortul făcut. Invităm acum un grup care este încă în fază de pionierat, grup condus de domnul profesor Robert Olaru, grup care își desfășoară activitatea la Căminul Cultural Bogata și care a primit girul domnului primar Ioan Bujor, care, după cum vedeți, se ocupă numai de comemorarea eroilor, de proiectele din comună, de ceea ce înseamnă faptă, ci și de educarea și creșterea copiilor și descoperirea tinerilor talente. În aplauzele dumneavoastră, vă rog să-i ascultăm pe micuții ansamblului condus de domnul profesor Olaru. Mulțumim! Thank you.
Vă rețin un pic, sunt sigur că și dumneavoastră sunteți interesați de ceea ce o să vă citesc eu. Mi-a venit pe moment ce se desfășura activitatea copiilor, mi-a venit în minte. Și în afară de eroii care sunt comemorați și sunt afișați pe Monumentul Eroilor, mai sunt câțiva eroi în localitatea noastră și o să vi-i dau citire. Care ei sunt în viață, nu au participat în război, dar au trecut acele momente care au fost, spunem noi, cele mai grele. Timpul în care, în războiul din 1916, cel din 1944, v-aș da citire a celor care sunt cei mai longevi din localitatea noastră astăzi și trăiesc. Cel mai în vârstă cetățean din localitate este Breaban Preda, care are vârsta de 97 de ani. Urmat de Cojocaru Constantin, 95 de ani, care se află aici pe bancă și dumnealui, ca de fiecare dată o să ne rostească o poezie. Matei Elena, 95 de ani. Sovejanu Irimia, 94 de ani. Balint Maria, 94 de ani. Găborici Elena, 92 de ani. Paisa Ioan, 92 de ani. Sovejanu Elena, 92 de ani. Bucur Nicolae, 91. Hârbu Ion, 91. Balcanu Marița, 91. Zugravu Gheorghe, 89. Ioancea Mihail, 88. Suștiu Zinica, 88. Covaș Vasile, 87. Diaconul Constantin, 86. Și Micloș Petru, fostul primar, 85 de ani. Deci la număr sunt 17, care sunt cei mai longevivi la ora actuală în localitatea noastră. Cred că vă interesează și pe dumneavoastră totuși. Înainte de a-i da cuvântul, vă rog să aduceți consilierii un scaun pentru Nea Tică Cojocaru, să-l aducem mai în față, să ne rostească poezia și ajutați-l, vă Ioane, nu sta, te rog. Să vă informez că la data de 1 iunie 2023, în Parcul de Agrement din Dofteana, funcționarii instituției primăriei Dofteana vor organiza Ziua Copilului. Ziua Copilului, care la 1 iunie o sărbătorim cu toți, fiecare dintre noi am fost copii, fiecare avem copii și nepoți, se va sărbători în Parcul de Agrement din Dofteana, acolo unde va fi o muzică frumoasă, populară, acolo unde primăria se va ocupa de o înghețată, de un suc pentru fiecare copil, de o prăjiturică, vor fi mici ateliere de joacă pentru acești copii, vor veni o societate comercială de renume din județul Bacău cu utilaje noi care vor fi prezentate față de acești copii și modul cum vor funcționa ele și multe alte activități specifice copiilor noștri. Vă invit pe toți cei care doriți să participați, să veniți cu copiii dumneavoastră, să veniți cu nepoții dumneavoastră, pentru că o dată pe an sărbătorim Ziua Copilului. Îi dau cuvântul lui Nea Tică Cojocaru, în vârstă de 95 de ani, care în fiecare an ne-a rostit o poezie, spunem noi, cât se poate de frumoasă. Rușii, nemții și românii au început război în lume, dar în 42, dacă oamenii război, puțini mai vin înapoi. Și care vine înapoi, vine variți de război. Vine variți de război, dacă părere ține în spate, plângând până la unitate. Au rămas câine urlând, femei cu copii plângând. Băi, bărbate cu imalași, mălași cu cinci copilași, mă duc dragă la război ca să vă apăr pe voi. Să ne-au rămas bun de la voi, că nu mai viu înapoi să mă mai întâlnesc cu voi. Cum mi va băga pe front la stămână, a fost mort. Dacă mama muntă tata și-o găsit casca lui tata, când sucește mama casca, scria numele lui tata. Vede casca plin de sânge și-a început mama a plânge. A început mama a plânge și-a plecat pe drum plângând, nu mai stânge de român. Și aruncă ochii în tranșei, stau morți ca ciocălăi. Și mor toți prin tranșei.
Vine înapoi plângând. Mami, înapoi plângând. Măi, băieți, să mă ascultați pe mine, tatăl înapoi nu mai vine. Iar băiețul cel mititel plânge și întreabă de el. Mă, micuță, unde-i tata? Tatăl e mort în munță, tatăl e mort mama la război și nu mai vine înapoi să mă mai vadă pe voi. Tătecuță când trăia, numai în brață mă ținea, mă alinta, lucruri bune mă învăța. Dar acum n-are cine, tata înapoi nu mai vine. Plânge inimioara, bine că-l aștept și nu mai vine. Gheorghe Ferenț la noi, au avut 4 flăcăi. I-au murit toți în război, n-au mai venit înapoi. Asta e viața de război, cu necazuri și nevoi, vine altii în război și a se cheie vai de noi. Afară ninge liniștit și în casă arde focul. Iar noi pe lângă mama stând, noi toți uitar în jocul. E noapte, patul de făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce? Cum s-a născut Iisus în frig, în el de ce săracă, când bău peste el suflă, căldure ca să-i facă. Cum a venit la el de-a lui păstorii de la stână și îngere cântând din cer cu făr de băr în mână. Da, mulțumim domnului Cojocaru Constantin, felicitări. Ce să vă doresc dumneavoastră și mie la fel? Să ajungem măcar vârsta lui Neatic Cojocaru și să avem capacitatea și puterea de a putea să rostim o poezie la 95 de ani. Da, mulțumim frumos! M-aș adresa doamnei director de la școală pe care nu o văd, adică am văzut-o, dar nu o văd acolo lângă mine. Doamna director, ați încheiat programul artistic cu toți. Mulțumim frumos! Felicitări atât dumneavoastră cât și tuturor copiilor care astăzi ați venit aici. Felicitări tuturor celor care ne-au sponsorizat astăzi și ne-au ajutat cu cele ce au trimis aici la noi, produse. Dar aș invita alături de mine fețele bisericești pentru oficierea serviciului religios și așteptăm și ceilalți preoți din celelalte sate să ajungă. Mult are nu, decât 5 minute atât mai așteptăm. Dacă nu vin în 5 minute, noi deja începem. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În cuvântul înțelepciunii, prin iubirea de oameni, toate le divinisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletelor adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejde așa pus, prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici, limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu.
pe care le dar spunăscătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Că ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o dormire, eroi, ostașul tuturor români din toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patria credinței ortodoxe strămoșești, pentru reîntregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm și pentru Dumnezeu, Ion, Vasile, Gheorghe, Constantin, Gerasim, David, Nicolae, Gavril, Avram, Toader, Mihai, Dumitru, Andrei, Petru, Matei, Năstase, Lazar și Mitică, eroii comunei noastre, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Dumnezeu să aștept unde trebuie să odihnesc, mie îmi se împărăția cerului, el să se întâmplă fără ceva de moarte, mi se plăcere. De Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele, fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român și ale rolului tăi, eroi Comunei Dofteana, Ion, Vasile, Gheorghe, Constantin, Gerasim, David, Neculae, Gavrila, Avram, Toader, Mihai, Dumitru, Andrei, Petru, Matei, Năstase, Lazar, Mitică și împreună cu toți eroii neamului românesc, știuți și neștiuți, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le, Doamne, sufletele lor, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte, că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire. Ajungând luptători din toate timpurile, din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, Hristoase, Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău fără de început, Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâmi războaiele cu braț înalt,
Cel ce prin negrita întrupare și prin pătimirea de bunăvoie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca și un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde gnesc o seminte lor păzesc hotarele pământului patriei, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta te rugăm, Doamne, dezleagă și altele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba, cu gândul, ca precum pe pământ au fost ocotiți în ceața celor aleși, așa și în cer să-i numere noastră a Sfinților Mucenici, și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteji ostași, portători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptul judecător dorește-le în schimb cu una dreptăți, iar nouă celor ce datorită lor trăim astăzi, liberi, dorește-ne Dumnezeule pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român, de pretutindeni pentru conducătorii săi, armata țării, dărând în libirința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, iubiți credincioși, din partea înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cuvânt pentru ziua eroilor neamului românesc. Doamne Dumnezeul puterilor și cel a toate stăpânitor, care cu brațul Tău zdrobești războaiele și aduci pace pe pământ, cel ce prin negrita întruparea prea iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, care a pătimit, s-a îngropat și a treia zi a înviat, ne-a arătat că totdeauna jertfa nobilă este urmată de victorie. Iar după moartea martirică vine învierea, ascultă-ne în ceasul acesta când facem pomenire pentru toți eroii neamului nostru căzuți la datorie, pentru credință, neam și țară. Cunoscând, Doamne, iubirea Ta de oameni și nemăsurata Ta putere, pe Tine te rugăm cu smerenie să păzești poporul nostru de vrăjmași văzuți și nevăzuți, conducându-l din victorie în victorie, așa cum urcă din slavă în slavă prietenii și casnicii Tăi. Pomenește, Doamne, sufletele celor ce s-au jertfit în lupta cea dreaptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești și așează în corturile aleșilor Tăi, căci sângele lor au dat arborele libertății noastre, iar osemintele lor străjuiesc hotarele patriei cele străbune. Și dacă acești bravi eroi pe pământ au format elita oștirii, avem credința că în cer Tu, Dumnezeule, îi vei așeza în ceata martirilor, de vreme ce aceștia lupta cea bună au luptat, căzând la datorie. Tu, drepturile judecător, rânduiește-le cu luna dreptății, iar nouă, care prin jertfa lor trăim liberi, dăruiește-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului lor sacrificiu, ieșit din jertfa lor, precum și curajul de a-i imita. Din înălțimea locașului Tău cel Sfânt, trimite, Doamne, binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc și apără demnitatea, credința și sfintele predanii ale poporului nostru binecredincios. Ocrotește, Doamne, armata țării noastre, întărește brațul comandanților ei, iar prin rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci și mijlocirile sfinților bunilor biruitorilor mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, cu rugăciunile binecredinciosului, voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și ale tuturor sfinților români, călăuzește-ne, Doamne, pe toți pe calea mântuirii. Că Tu ești Domnul nostru și Ție slavă înălțăm împreună cu Tatăl cel fără de început, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Slavă ție, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucenice Părinte, binecuvintează! Cele ce într-o slavă s-a înălțat la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl pentru noi și pentru a noastră mântuire, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei și pururea Fecioarei Maicii sale, ocrotitoarea noastră, cu puterea cinstite și de viață făcătoare Sfinte Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întrutul lăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor sfinților, sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași ai neamului nostru românesc, în corturile sfinților să le așeze. Amin. În sânurile lui Avram să le odihnească, amin, cu dreptii să le numere. Și pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitori. Fraților preiubiți, Domnul nostru Iisus Hristos a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Plin de speranță în cuvintele sale, îi încredințăm pe frații noștri răposați, eroii neamului. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul și ochii mei îl vor privi. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei! Hristoase, îndură-te de ei! Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeule Tată Atotputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri răposați, care în aceeași speranță au plecat de lângă noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Odihna cea veșnică dălelor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească lor, să se odihnească în pace. Amin. Cine pădor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pomenirea lor din neam în neam, din veac în veac, și le fălor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Cu drepti se numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm-ne înălțării lui celei de
a 40-a zi. Amin. Da. Mulțumim preacucernicilor părinți care astăzi s-au învedricit să participe la serviciul religios. Și fac o glumă. Anul 2024 cred că o să alocăm sume pentru culte în funcție de cum au venit preoții. Mai devreme sau mai târziu. Da, așa este adevărat. Neadică Cojocaru a rostit o poezie aici care a spus așa: lăsăm totul și plecăm la război. Deci noi comemorăm eroii, cei din războiul din independență și cele două războaie mondiale, la Monumentul Eroilor. La biserică, în cimitir, ne ducem ori de câte ori este nevoie sau avem și putință ca să-i plângem, să depunem o coroană de flori sau să facem altele, adică un parastas sau ceea ce se practică acolo, dar aici aș vrea să fie literă de lege în fiecare an la ora 12, toți preoții care simt cu adevărat să se prezinte în fața unității administrativ-teritoriale și să mergem să facem și să comemorăm acești eroi. Thank you.